Secția de etnografie și artă populară a Muzeului Regiunii Porților de Fier a marcat sărbătoarea orașului Drobeta Turnu Severin printr-o paradă a costumelor tradiționale lucrate manual și păstrate cu grijă de-a lungul timpului. Straile au fost puse în valoare de tinerele care le-au îmbrăcat. În zilele Severinului, Muzeul de Artă este plin de evenimente. De când a început și până astăzi când se încheie tot alaiul de sărbătoriri. Acum se sărbătorește arta populară, arta populară de veritabilă valoare, cu atât mai mult cu cât sunt purtate de tinere fete, așa cum se trăia înainte costumul popular. Zicem artă populară, dar este o veritabilă artă, de aici inspirându-se în cromatică și mari artiști pe care noi îi găzduim în expozițiile de pictură. Domnul Dumitrașcu ne-a îngăduit să scoatem din lada de zestre pe care o are la Ponoarele poate cele mai frumoase costume cu mărgele din nordul județului Mehedinți. Este un moment prin care secția de etnografie și artă populară a muzeului marchează ziua orașului, așa cum au făcut toți colegii noștri și o facem din nou cu sprijinul unor eleve, de data aceasta viitoarele dăscălițe, eleve ale Colegiului Național Pedagogic Ștefano Dobleja. Ce sentiment încearcă atunci când îmbraci staile tradiționale, costume populare române? Păi ne amintește de vechile obiceiuri și tradiții care încă se mai păstrează. Datorită domnului Nelu Dumitrașcu, aceste tradiții și costumele populare și-au păstrat aceeași valoare pe care o aveau în vechile timpuri. Ești mândră atunci când îmbraci acest stare tradițional? Da, este o mândrie și o plăcere. Este bine să ne promovăm valorile și tradiția pentru că suntem români și asta contează. Mă simt minunat să duc mai departe portul popular din Mehedinți și mă bucur că îmbrac costumul popular. Tu ai acasă, în garderoba ta, staile tradiționale, costume populare românești? Da, am, că sunt de la țară și am. Le îmbraci în zile de sărbătoare? Da, la sărbătoare le îmbraci. Este o mândrie pentru tine când îmbraci aceste staile? Da, normal. Costumele populare expuse astăzi în cadrul Muzeului de Artă fac parte din colecția lui Ion Dumitrașcu, locuitor al orașului Baia de Aramă, care a moștenit obiectele vestimentare tradiționale și le-a păstrat cu sfințenie la loc de cinste. Costumele au aparținut bunicii mele, Elena Cuzmulescu, numele de fată, Elena Dumitrașcu, după bunicul meu. Ghinionul a făcut ca ea să se ducă dintre noi la vârsta când tatăl meu avea 5 ani. 67 de ani, aceste lucruri au stat într-o ladă în pod. Noi am știut de existența ei, dar a fost un lucru tabu. N-am umblat niciodată acolo până în 1988, când mama mea a decedat și atunci ne-am permis să căutăm în acest loc. Lucrurile Elenei Dumitrașcu sunt multe dintre ele, au fost un număr de 33 de costume în acea ladă, multe dintre ele se află astăzi aici. Colecționarul de artă tradițională Ion Dumitrașcu și-a prezentat ani de-a rândul de zilele Severinului costumele populare pe care le-a moștenit pentru ca valorile tradiționale să fie transmise tinerilor care locuiesc în zonele urbane.